că m-aș bucura ca dintre voi să veniți aici la ansamblu, la Mureșul, la grupa mică, să începeți să învățați și voi jocuri tradiționale românești. Așa au fost primiți copiii care au venit astăzi la ansamblul artistic Mureșul de către maestrul dansului popular Marin Barbu, cunoscut de toți ca Nea Marin. Elevii au umplut până la refuz sala de spectacole și au urmărit cu mare interes cântecele populare interpretate de solistele și suita de dansuri prezentată de dansatorii profesioniști ai ansamblului. Suntem foarte bucuroși pentru că aproape la toate spectacolele sunt prezenți și profesorii, și învățătorii, doamnele educatoare și în frunte cu doamnele directori. Este un lucru minunat pentru că se ocupă de organizarea și de instruirea copiilor în domeniul folclorului. Noi încercăm să hrănim mințile copiilor, dar în același timp ne ocupăm și de sufletele lor. Este de datoria noastră, pentru că știm de asemenea că folclorul este cultură, cultura înseamnă continuitate, deci tradiție. Un popor care nu își cunoaște tradițiile, un popor care nu se bucură de cultură, care nu își cunoaște istoria, este un popor fără identitate. Este o platformă pentru noi de a promova cultura autentică, să aducem cât mai aproape elevilor și de ce nu să trezim interes față de folclor românesc, chiar dacă până acum n-au promovat-o, ei sau n-au practicat-o, au și posibilitatea cu timpul să se înscrie la un grup de amatori. Prin acest spectacol, copiii au avut șansa să călătorească în mai multe zone ale țării datorită dansurilor specifice din diferite regiuni. La final, i-au răsplătit pe dansatori, desigur, cu ropote de aplauze.